tu formezi luptători. Și mi-aduc aminte de un clip care a circulat de iarăși destul de mult cu o rață care își duce rățuștele și trebuie să urce niște trepte. Și stă și se uită la ele cum se chinuie și niciuna nu reușește să sară până la treapta următoare. Dar după 10-15 încercări, una reușește. Și stă acolo și se uită la fiecare, fără să vină la la că ăsta e mai amărât, și ăsta e ultimul puiuța meu și pe ăsta îl iau că e mai slăbus și mai mic și mai plăpânt. Nu face nicio diferență în antrenarea lor pentru lupta pe care au dus mai, de, dus mai departe mm. în viață. Uh, noi ne tratăm copiii de multe ori ca pe niște handicapați. În loc să lăsăm să se dezvolte lucrurile. Dacă mă gândesc numai la ace, aspectul acesta fizic, am văzut la un moment dat o comunitate de oameni care trăiesc în copaci. Uh, era un documentar. Acolo acolo dorm și au copii de câteva luni de un an care se bușesc pe copac în sus de a bușelea să duc până la locul unde se culcă. Nimeni nu stă lângă ei, vai o să cadă în stânga sau și în dreapta și, 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 și nu cad. Nu cad pentru că nu a fost acolo mama se gă... <tri> 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 și să și să-l sperie și să-i taie lanul și să-l blocheze și nu mai îndrăznește și nu mai poate. Dar trebuie crescut ca niște luptători. Problema esențială, sunt foarte multe de discutate la, la asta, dar pentru că mi-ai spus asta, mă gândesc la următorul aspect. Tot ce se întâmplă în societate este încercarea de a face din acești copii niște moluște care se târăsc, nu capabil de nimic. Gândește-te numai la asta. Păi copile, dacă ți-au pornit hormonii, păi dă drumul, nu statul că moda veche, că să te păstrezi, să fii curat, să începeți viața sexuală și nu te chinui. Ei, sunt copii 15-16 ani că merg acasă și plâng. Și nu știu părinții ce au. Știți de ce plâng? Pentru că cu asemenea educație a fost anulată lupta. Da, sunt niște învinși. Sunt niște învinși. De a fost anulată lupta.